Municipiul Călăraș este beneficiarul unei noi finanțări europene obținută prin Programul Operațional Regional 2014-2020. Miercuri 19 mai, la sediul primăriei municipiului Călăraș, a fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul Reabilitare Termică a Liceului Teoretic Mihai Eminescu, cu o valoare de aproximativ 983.000 de euro, contribuția bugetului local fiind de 2%. Potrivit biroului de presă al municipalității, proiectul, a cărui durată de implementare este de 36 de luni, are ca obiectiv general creșterea eficienței energetice în infrastructura serviciilor de educație prin trei măsuri de intervenție: reabilitarea termică a anvelopei clădirii și a instalațiilor din subsol, asigurarea sălilor de lucru și spațiilor îndelung aglomerate cu sisteme de ventilare cu aer proaspăt tratat prin recuperarea căldurii aerului viciat evacuat și realizarea unei centrale termice geosolare care să folosească minim 75% energie regenerabilă. Ca lucrări suplimentare propuse se numără și înlocuirea acoperișului și refacerea trotuarelor degradate. Potrivit municipalității, valoarea totală a proiectelor cu finanțare europeană nerambursabilă, aflate în implementare la nivelul primăriei municipiului Călăraș, se ridică la 9,71 de milioane de euro.